doamnelor și domnilor consilieri, ați fost convocați prin dispoziția primarului numărul 162 din 29 octombrie 2020 în ședință ordinară, lunară, în luna noiembrie. Consultând cuantica de prezentă, constat că este întrunit cuvorul necesar pentru desfășurarea ședinței de astăzi. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinei de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Palincea pentru perioada noiembrie-decembrie, ianuarie 2021. Depunerea jurământului de către Consiliul Local ales Păruș Mircea. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea și organizarea componenței Comisiei de numărare a voturilor. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului al Comunei Palincea. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea și organizarea componenței consiliilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei Palincea. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Palincea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Giurgiu Carciucov Palincea. Și venim cu un punct suplimentar referitor la deci avem un proiect de hotărâre cu școala prin care să aprobăm achiziția, începerea proiectului pentru tablete. Și punctul 7 diverse. Adică o să fie 8, ăsta o să fie 7. Da, 7 și 8 diverse. Da, și punem la vot... Ultimul proiect inclus după editarea convocării și invitații către noastră este proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, creșterea gradului de utilizare a internetului prin achiziția de echipamente sau dispozitive electronice în Comuna Palincea, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul ordinei de zi. Spune la vot. Este cineva împotrivă? Da, da. Nu am avut scris numărul cât ele se închisărați? O să aveți la dispoziție. Chiar puteți să luați proiectul până ajungem la... Când intrăm la proiect, o să vă explicăm mai mult. Să fii prezentat. Da. Deci nu este nimeni împotrivă, nu se abține. Deci cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinei de zi al ședinței de astăzi. Trecem la primul punct. Un proiect de hotărâre privind alegerea președintelui al Consiliului Local al Comunei Palincea pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021. Doamna propunere, doamna Dobraniș. Președinte de ședință, propun pe domnul Vigile Iulian. Mai sunt propuneri? Nu. Supunem la vot. În anumitate, domnul Vigile, vă invităm în față. Trecem la punctul numărul 2 pe ordinea de zi, depunerea jurământului de plăți de consilierul local. Ați vreau să vă trecem la punctul numărul 2, da? M-ați investit cu onorata funcție și dau cuvântul domnul primar pentru punctul 2. Deci, punctul 2 depunea jurământului de către consilierul local ales Păruș Mircea. Domnul Păruș, poftiți în față. Mai un pic, așteptați. Un pic. Așteptați un pic, da? Da, țin să vă fac cunoscut că în dosarul 13.003/180/2020, judecătoria Bacău a emis încheierea din 28.10.2020, prin care a admis validarea consilierului local supleant, primul pe lista Partidului Social Democrat, respectiv Păruș Mircea. Îl invităm pe domnul Păruș să depună jurământul de credință. Consiliul local Palincea, județul Bacău,
materie articolului 114 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare de pun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și pricepere mea pentru binele locuitorilor comunei Clarince, așa să ne ajute Dumnezeu. Viceprimarului Comunei, care prin codul administrativ este stabilit în mod expres. Votul se va desfășura secret pe bază de buletine de vot. Și având în vedere faptul și că pe parcursul mandatului este posibil ca unele hotărâri cu aprobarea dumneavoastră să fie luate de un vot secret, am venit cu acest proiect prin care vă rugăm să faceți propuneri pentru desemnarea unei comisii de numărare a voturilor pentru aceste proceduri. Propunerea noastră este să fie de minim 3. Dumneavoastră vă gândiți un pic și așteptăm propunerile. Cine propun? Doamna Dobranș. Propunerea pentru componenta Comisiei de numărare a voturilor este următoare. Bibire Iulian, Duracu Vasile și Grecu Daniel. Mai propune cineva? Supunem la vot. Comisia cea de reducere de vot. Până la mitad, nu? Deci nu mai e un pic aici. Deci avem așa propuneri de Bibire Iulian, Durac Vasile și Grecu Daniela, da? Da. Vă rog un pic așa să discutați între dumneavoastră, să stabilim cine este președinte, cine secretar și cine membru. Pentru că o să trebuiască la procedurile de vot secret, această comisie, asistată de mine, să întocmească un raport. Da. Cu toate aspectele care țin de desfășurarea votului secret. Hai domnul președinte. Domnul Șurat. Doamna secretariu, doamna președinte. Corect? Secretar Grecu, da? Da. Da. Bine, bine. Așa. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Trecem la punctul numărul 4. Da, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Paris. Propuneri. Pentru cel de viceprimar. Doamna Dobranșa, propuneți. Pentru alegerea viceprimarului, formațiunea PSD propune pe doamna Fuioagă Diana Elena. Dacă mai sunt și alte propuneri de la formațiune. Dacă nu mai sunt alte propuneri, trecem la vot. Aici votul va fi secret. Așa. Comisia începe să desfășoare acțiunile. Da, invit alături de mine Comisia de numerare a voturilor. Fiecare consilier local, în ordine am scris în convocator, o să primească cât un buletin de vot. Dumneavoastră aveți la dispoziție acolo urna. Observați că fiecare consilier local se introducă buletinul de vot în urnă, împăturit. Eu am editat 16 exemplare în ideea că poate unul dintre dumneavoastră mai are dreptul să mai solicite un buletin de vot pe parcursul procesului de vot, dacă mod așa. Deci dumneavoastră o să aveți 12, că atâți consilieri sunt în sală, da?
12. Deci o să eliminați fiecare consilier. Da, eu citesc cu corp. Astea și domnul... Am să... numai un pic. Veți răbda un pic. Am să vă explic aici, pe fiecare predând de vot, doamna secretarul Comisiei Generale Bodro, să înscrieți candidatul propus, care, de câte am înțeles, este decât un singur candidat, deci cu Ioana Diana Elena, va fi înscris aici la numărul 1, da? Pe toate cele 12 predând de vot, după ce ați înscris, să înmânați fiecărui consilier local și după asta, în ordine alfabetică, fiecare nu, va deci, intra... Nu, deci mai trece pe corp, partea asta. Așa, acolo la masă și explică să observați că în dreptul candidatului propus este o casetă unde dumneavoastră în subsol acolo aveți să vă puteți să vă exprimați votul prin înscrierea opțiunii da sau prin înscrierea unui X, da? Deci este la latitudinea dumneavoastră, atât da, cât și X înseamnă vot valabil. Voturile care nu au înscris niciun semn în acea casă, tot o să fie nule. Da? Viceprimarul comunei noastre o să fie ales cu majoritate absolută. Asta înseamnă că o să trebuiască să avem cel puțin 7 voturi din numărul consilierilor în funcție, da? Deci nu acelor prezenți. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Până comisia. Avem aici și un raport de comisie. Dacă constatați acolo, după ce ați mers cu bletinul de vot și votați că, în mod eronat, nu v-ați exprimat opinia în mod corect, aveți dreptul să mai solicitați un bletin de vot și îl anulăm pe cel care l-ați greșit. Fac o precizare că la alegerea viceprimarului participă la vot chiar și consilierul sau consilierii, în cazul nostru consilierul este o singură persoană, propus pentru această funcție. Andrei Ciprian. Sigur că se exprimi. Da? Grecu Daniela. Okay. Hâncu Constantin Cornel. Pal Eusebiu. Păruș Nicea. Până Adelina. S-a mângat. Și va să dacă eu, ai din dreapta, domnul.
faceți. Vă tot să faceți mai, să respectați secretul votului, da? Deci mai întâi domnul Andrieș. Vă exprimați votul acolo. Dacă nu avem un pic la dispoziție, asta mi-a spus trebuie să mergem acolo. Se pregătește domnul Bibire Iulian. Thank you.
Eusebiu. Mulțumim, consulat că toți consilierii locali care participă la ședința de astăzi și au exprimat votul secret pentru alegerea viceprimarului. Invit Comisia de numărare a votului să verifice dacă sunt 12 buletine de vot, buletine de vot și să ne facă cunoscut rezultatul votului. Luați fiecare buletin de vot, să le împăturiți, le numărați, vedem dacă sunt 12, după care arătați fiecare buletin de vot, consiliul local, să vedem că opțiunea este valabilă. O mai ușim încă o dată după ce terminăm și închidem finalul anotărării. Da, tot da. Da, e aceeași opțiune. Da. 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 Toate sunt valabile exprimate, adică 12. Vă invit să consemnați în raport. Domnul președinte, trebuie să dicul președinții spre a ne exprima votul, dacă sunt, adică să votează întâi de consiliul local cu 12 voturi și trecem mai departe ca să nu... Și de asta, cât timp faceți raportul? Supuneți la vot proiectul de hotărâre. Nu
domnul primar. Având în vedere rezultatul votului, de 12 pentru, cu 12 prezenți, supunem la vot. Da, vă mulțumim. Punctul 5. Constată că doamna Fuioară de Ana Irina rămâne viceprimarul Comunei Pardincea. Dacă aveți ceva de spus, vă invităm. Dacă nu, vă felicităm și vă așteptăm cu un discurs. Mulțumesc tuturor colegilor care m-au votat și mulțumesc în primul rând domnului primar care, pentru susținerea și încrederea pe care mi-a acordat-o și promit că nu îl voi dezamăgi. Aveți încrederea întregului Consiliu, cu atât mai mult responsabilitatea dumneavoastră este mai mare. Vă felicit pentru asemenea încredere. Știți că sunt unice situațiile. Sunt unice. Da. Mai aveți cineva ceva de spus la punctul numărul 4? Ducem mai departe sau așteptăm proiectul? Nu, ei o să facă raportul, dacă mai trebuie. Ducem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâri prin alegerea și organizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pardincea. Da, aici o să vă invit tot eu. După cum știți, cei care ați făcut parte din Consiliul Local din mandatul 2016-2020, pentru cei noi aveți în regulamentul pe care vi l-am pus la dispoziție astăzi și ceilalți știți, la nivelul Comunei Pardincea și al Consiliului Local s-au organizat, în decursul timpului, trei comisii de specialitate. Aceste comisii de specialitate întocmesc avizele premergătoarelor hotărârile Consiliului Local. Și, după cum știți, este Comisia numărul 1, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Comisia numărul 2, Învățământ, Sănătate, Cultură și Comisia numărul 3, Juridică și Administrație Publică. Dumneavoastră o să vă gândiți acum cum vreți în acest mandat 2020-2024 să organizați aceste comisii de specialitate. Fac precizarea că în codul administrativ este o reglementare nouă, în sensul că un consilier local poate să facă parte din una sau cel mult trei comisii de specialitate. Noi, în mandatul trecut, am mers cu aceste trei comisii pe considerentul ca în fiecare comisie să fie un număr impar de membri și la comisia 1 și 2 am avut câte 5 membri, iar la comisia numărul 3 au fost 3 membri. Dacă dumneavoastră hotărâți astăzi ca toate comisiile să aibă 5 membri, este votul dumneavoastră. Dacă mergem pe același număr, 5 comisia numărul 1, 5 comisia numărul 2 și 3, comisia numărul 3, la fel este alegerea dumneavoastră. Eu vă aștept cu propuneri și să vedem cum, și între timp să vedem dacă este gata acolo. Andra, notezi propuneri, dacă da, eu propun să mergem pe structura veche. Comisia 1, 5, comisia 2, 5, comisia 3, 5, 3. Dacă aveți alt propuneri. Cine face propuneri pentru comisii? Doamna Dobraniș, aveți cuvântul. Propunerile pentru cele trei comisii sunt pentru Comisia numărul 1, Buget Finanțe, propun pe doamna Dobraniș Elena, Fuioară Diana Elena, domnul Vivire Iulian și domnul Pal Euseliu, din partea formațiunii PSD. Președinte doamna Dobraniș, secretar doamna Fuioară Diana Elena. Pentru Comisia numărul 2, Învățământ Cultură, din partea formațiunii PSD, propun pe domnul Durag Vasile, ca președinte, doamna Grecu Daniela, secretar, și domnul propunerile trebuie să faceți pe membri. Gabriel. Președintele și secretar stabilesc în cadrul comisiei. Da? Bine. Da. Deci, mai repet, pentru Comisia Învățământ Cultură, domnul Durag Vasile, doamna Grecu Daniela, domnul Dima Gabriel. Pentru Comisia Juridică și Administrație Publică, propun pe domnul Hâncu Constantin Cornel, Spânu Angelica și Păruș Mircea. Astea sunt propunerile. Astea au fost propunerile din partea consilierilor PSD. Acum, dumneavoastră, să vă alegeți dumneavoastră fiecare la ce comisii vreți să vă... Deci, dintre consilierii care nu v-ați auzit propuși, având în vedere faptul că în cadrul Consiliului Local din acest mandat este o majoritate covârșitoare, nu? Care își spune cuvântul,
din discuțiile cu domnul primar și am zis că dumneavoastră, ceilalți care sunteți din grupurile formațiunilor politice mai cu numărul restrâns, aveți opțiunea să alegeți în care comisii de specialitate să faceți parte. Țin să mai fac precizarea că aceste comisii de specialitate ar trebui să fie organizate în funcție de profesia sau cel mult ocupația dumneavoastră. Da, deci reluăm cu comisia numărul 1. Haideți să vedem ce propunere au fost. Dobraneș. Dobraneș, da. Cuioagă Diana Elena. Cuioagă, da. Vidre Iulian. Vidre Iulian, da. Pal Eusebiu. Și Pal Eusebiu. Dintre ceilalți consilieri care nu s-au auzit. Deci, pe considerentul că mergem așa, solicit votul dumneavoastră, mergem cu 5, 5 și 3 sau toate comisiile de către 5? 2 de 5. Pe considerentul că un consilier poate să facă parte din una sau trei comisii de specialitate. Eu am fost la bugetul finanță din 3-4, nu am la bugetul finanță. Deci, completăm comisia 1 cu Vasilache, da? Deci, Dobrani și Elena, Cuioagă Diana Elena, Bibire Iulian, Pal Eusebiu, Vasilache Ion. Dintre dumneavoastră, cine președinte și cine secretar? Doamna Cuioagă. Doamna Cuioagă. Secretar. Sunteți de acord? Mai sunt alte propuneri? Nu. Mergem la comisia numărul 2. Haideți. Dorac Vasile. Grecu Daniela. Grecu. Dima Gabriel. Dima. Pe 5 și pe 2. Și? Deci atât. Haideți. Cine mai... Doamna... Nu mai să comisie tot din 5. Doamna... Spuneți. Vreau să fac parte. De, deci dăm o. Iulian. Haideți să trecem la următoarea, la punctul 3. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3, doamna, cine este? Plăscu Constantin Cornel, Spânul Angelica, Păruș Mircea. Spânul. Deci aici este complet, da? Comisia pentru Administrație Publică Juridică, Protecție Socială și Familie. La 2, deci Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură. Poftiți. Este unul neprins. Deci Andrieș, da? Andrieș voia la cealaltă, ca să fie unicitor. Nu puteam zis la comisia. Da, la 3, la Andrieș și mutați sau la unul în partea mea. La 2 și Andrieș ca... Sunteți de acord, Păruși, să facă parte din comisia numărul 2 și să trecem pe Andrieș la 3? Da. Păruși. Mircea la 2 și Andrieș la 3. Da, la comisia numărul 2, dintre Burac, Grecu, Dima, Dămoc, Păruș, cine președinte, cine secretar? O să trebuiască la ultimele două puncte de ordine să se faceți și avize. Burac Vasile, președinte, Grecu, Daniela, secretar. Bine, mergem mai departe la comisia numărul 3. Hâncu, Spânu, Andrieș, președinte, secretar. Președinte Hâncu Constantin, secretar Spânul Angelica. Sunteți de acord? Domnul președinte, supuneți plenului votul Consiliului. Supunem. Apropo de Consiliul Local, comisie de specialitate. Vă rog să votați. Este cineva împotrivă? Abține? Cineva? Unanimitate, mulțumim. Unanimitate, votul. Sau aveți comisii de specialitate. Da. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Panicea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Georgeta Giurgea Cacepov, Panicea. Da, aici numai un pic câteva clipe. Am vrea să iei avizele, da? Să dai la fiecare președinte de comisii. Deci, respect numele, da? Da. Dacă nu își trec ei, să știu acum, nu? Ca să nu mai... Da, mulțumesc. Deci la Comisia 1, președinte doamna Dobraneș, două avizii și un proces verbal pentru proiectele care urmează acum. Dar reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic și proiectul cu informatizarea la școală. Mulțumesc.
Așa, la Comisia 2, domnul Durac, președinte. La 3, Hâncu, da? Cu secretarii lângă dumneavoastră, să putem să facem între timp și avizile. La punctul numărul 6 trebuie să numim 3 consilieri reprezentați în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Paringe. Mă rog să veniți cu propuneri. Știți cum a fost în fiecare an, din partea Consiliului Local au fost 3 consilieri. Ultima hotărâre pe care am luat-o noi în cadrul Consiliului Local a fost în septembrie 2019, hotărârea 46, și atunci propusesem din partea Consiliului Local de doamna Dobrani și Elena, domnul Știu Căguță și domnul Durac Vasile. Deci dumneavoastră acum vă orientați la alți 3 reprezentanți care se facă parte din Consiliul de Administrație al Liceului. La solicitarea Liceului Tehnologic avem acest proiect de hotărâre, pentru că am nevoie în Consiliul de Administrație în fiecare an să ne desemnăm reprezentanții. Acum noi, când luăm hotărârea, cu acordul dumneavoastră, putem specifica că acești reprezentanți, școala o să ne ceară, Liceul Tehnologic o să ne ceară anual. Dar noi putem hotărâ acum ca reprezentanții noștri să fie între întreaga durata mandatului, dacă sunteți de acord, să nu facem fiecare an hotărâri. Doar să schimbăm atunci când se va impune, din motive întemeiate. Sunteți de acord, nu să scrie pe întreaga durata mandatului Consiliul Local. Propuneți. Doamna Domnului. Propun pe domnul Durac Vasile, pe doamna Spânu Angelica și subsemnată, doamna și Elena. Da. Mai sunt și alte propuneri? Da, și la învățământ. Nu, normal. Doamna Gripu este în învățământ. Ea este secretara Consiliului de Administrație la școală. Da. Alte propuneri? N-a spus nimic. A, să propuneți. A, propuneți. Pe cine? El. A, bun. Eu mă reprezint singur. Deci, doamna, un pic de atenție. Andra? Da. Trece la luptă. Deci, supunem la vot propunerea doamnei Dobrani. Se abține cineva împotrivă? Deci supunem la vot cererea domnului Andrieș de a face parte din comisie. Nu are sens, că nu a votat nimeni împotrivă, nu s-o abținut nimeni. Deci, în unanimitate de voturi, s-au ales reprezentanții în Consiliul Local, reprezentanții Consiliul Local Valencia, în Consiliul de Administrație, următorii. Dobrani, Spânul. Durac Vasile, Spânul Angelica și Dobrani și Elena, da? O să fie reprezentanții Consiliului Local Parincea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic. Am omis să fac precizarea, având în vedere informațiunile politice care sunteți în cadrul Consiliului Local, respectiv PSD, PNL, ALDE și USR, aveți posibilitatea să vă faceți grupuri de lucru, da? Acum este clar că PSD-ul nu are nevoie sau poate vrea să facă grup cu o formațiune politică și bine să le declarați acum, să le consemnăm în procesul verbal cum sunteți grupuri de lucru, da? Cei care reprezentați formațiunile în Consiliul Local, să consemnăm în procesul verbal și grupurile de lucru. Dacă nu aveți un răspuns astăzi, o să ne-l aduceți la cunoștință la ședința următoare. Sau poate sunteți un grup la unison. Da. Epuizat punctul 7. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre. Deci punctul 7 este suplimentar cu ordinea de zi. Da, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției
creșterea ratului de utilizare a internetului prin achiziție de echipamente, dispozitive electrice în Comuna Palicea, Județul Bacău. Va prezenta doamna Butlariu proiectul respectiv. Până încep, doamna Butlariu, v-ați gândit la declararea grupurilor de lucru sau rămâne pentru ședința următoare, ca să știm ce avem de făcut? Nu, nu. Bine, deci fiecare este informativ la voi, da? Bine. Da. Am înțeles, o să fie consemnat la tare. Bună ziua. Având în vedere ordonanța de urgență 144 din 2020 privind subvenționarea achiziționării materialelor informatice și echipamentelor pentru desfășurarea învățământului online, am primit din partea Liceului Tehnologic Georgeta Jurgea Pancicovu necesar și rezultă următoarele echipamente. Laptopuri 38 de bucăți, 23 de camere web pentru conferință, 23 de proiectoare, ecran proiecție de perete 23 de bucăți, router wireless 23 de bucăți, tablă interactivă 23 de bucăți, tablete grafice 38 de bucăți și tablete pentru elevi 218 bucăți. Conform subvențiilor care se acordă, respectiv 750 de euro pentru laptopuri, 500 de euro pentru camere web pentru conferință, 500 de euro pentru proiectoare, 200 de euro pentru ecrane proiecție, 150 de euro router, 2000 de euro tabletă interactivă, 200 de euro tabletă grafică și 200 de euro tabletă pentru elevi, a rezultat un buget de 778.819,25 lei. Din această sumă, 2% este contribuția bugetului Comunei Palicea și se ridică la valoare de 25.576,39 lei, iar cheltuielile neeligibile, 10.000 de lei, însemnând audit final al proiectului și organizarea procedurilor de achiziții, 10.000 de lei. Deci, contribuția Consiliului Local al Comunei Palicea la acest proiect este de 25.576,39 lei, iar valoarea totală a proiectului este de 788.819,25 lei. Întrebări. Dacă aveți întrebări, da, aveți cuvântul, doamna. De 38 de calculatoare, pentru ce înseamnă? Pentru cadrele didactice. Nu au calculatoare? Laptopul care să ne permită să desfășoare orele online. Necesarul ăsta este făcut de școală. Deci școală nu am stabilit noi, și la școală unde fără necesarul, exact ce au nevoie ei. Dar trebuie să mai interesant criteriile. Dacă acolo e răzut. Dacă nu e bine. Tablete se acordă tuturor elevilor, nu se acordă la grădiniță și se acordă tuturor elevilor de gimnaziu. Pentru școala Palicea s-a făcut o solicitare de subvenționare cu 172 de tablete prin Ministerul Învățământului, iar diferența se va subvenționa prin acest program pe care încercăm să-l inițiem noi, ca și Comuna Palicea. Școala încă nu a reușit să se acordeze la internet, la cablu, pentru deci la Palicea au, am înțeles, și la... Părerea și mulțumesc. Părerea și mulțumesc. Părerea și mulțumesc. Părerea și mulțumesc. Exact, dar nu am semnat, nu știu cine. Semnat de mine acolo, cum spune? Păi nu este, nu știu. Rețea de fibră optică nu este decât în satul Palicea. Cablul care trece pe domnul ăsta, cablul care trece pe acolo, e o persoană privată din Pâncești. Da, privat. Nu are nicio legătură cu Rom Telecom. Nu știu cine se poate la privat să la plătesc? Ba da, dar asta trebuie să solicite ei. Dar e problemat, e că e problemat, e problemat, e pentru a face chestia asta, este subvenționată și vrem să o facem la toate școlile din comună, pe banii de la Ministerul Învățământului. Deci, de Palicea are fibre optică, altceva. Deci, nu au. Deci, acum, prin proiectul ăsta, se va trage internet la toate școlile din internet. Da, da. Da, să ne-am citit proiectul de dorit. Nu. Deci, este un proiect pentru că ieri au venit cu solicitarea și am spus ca să nu lungim până la următoarea ședință, să demarăm, deja e un pic cam târziu, mergem în continuare. Aveți cuvântul, doamna de loc. Întrebare, la Varna, ce faceți pentru cu internetul, cu semnalul, care sunt, care e programul vostru?
am spus acum. Deci la Varna, deci la toate școlile vor primi internet și tot la aparatură necesară. Fiecare școală este într-o una valice. La Varna zic că internet, aduceți antene, adică am vorbit cu furnizori. Deci, prin proiectul respectiv, toate școlile vor avea internet. Toți copiii din comună. Aveți idei în timp să vă implementați? Nu. Nu, nu depinde de noi. Suntem obligați ca să facem proiectul, să-l depunem, să depunem cererea de finanțare, după care vedem, în momentul când avem cererea de finanțare aprobată, după aceea putem discuta de perioada cea mai scurtă. De martie se știa de epidemia respectivă. Ce ați făcut ca să fie în septembrie, sau acum, cel puțin la ora asta, copiii din Varna să beneficieze și ei de școală? Deci... Deci eu, dacă nu mă poate contrazice domnii care sunt în învățământ, poate nu zic eu corect, am înțeles cum s-au susținut decât ore de educație fizică la Varna. Asta puteți să întrebați directorul școlii, pentru că noi nu avem habar de așa ceva. Nu avem programul școlii, nu știm cum fac. Noi, ce-o depins de primăria Parincea, am asigurat mărși, dezinfectanți, tot ce au avut nevoie, noi le-am dat la dispoziție, ce-o depins de noi. În rest, asta e, ce ori fac ei acolo, noi nu putem să știm. Nu, să fac, dați voi să nu lăsați Parincea, vrem să facem și profesori calificați veniți, adică învățători, care i-am cumpat. Avem și educator, avem și învățător. Și se facă. S-au făcut ori la Varna de la începutul... Da. Da, dar de când au fost etapele de mobilizare, de părțirea posturilor, au venit profesori. Știu sigur asta, da. Am înțeles, s-au făcut doar educație. Vreau să spun că, în comună, părinte, la momentul acesta nu se desfășoară școala online. Nu. Nu. Este, toată lumea este la școală. Se desfășoară cursuri zilnic. Da. Cu atât mai mult întreb, cu atât mai mult încât să vă nu se face online. Dacă era online, atunci era motivul la Varna, nu este semnal, nu este internet, nu sunt... Nu avem semnal nici la Vladnic, doamna Dumnezeu. Nu avem semnal nici la Vladnic, nici Pilănești, Vladnic nu avem semnal. În echipul, eu asta zic, dar faptul că totuși aici nu se face pe online, înseamnă că profesorul trebuie să fie fizic în clasă, nu? Sigur că da. Da. Și atunci... Cineva să mai înscrie la... Mă dea să mai spune, am avut și lițiunea trecută, în mandatul trecut, reprezentanți. Avem trei reprezentanți la școală, care nu ar trebui să comunice și nouă din școala aia ce se întâmplă la... Noi nu prea aveam, adică înțelegeți, nu ne comunic nimic. Merg la ședință, dar numai ei știu. Atunci, dacă vrei și știu, numai ei, la ce i-am primit rezultat din partea presă? La fiecare ședință de Consiliul Comunal, dar pe perioada de administrație, consider că ar trebui să fac o scurtă de informare, dacă au fost câte probleme sau... Sunt, da, sunt. Sunt probleme. Sunt probleme. Asta în altă ordine de idei și de dumneavoastră, consilier local, puteți discuta în comisii, că de asta sunt comisiile cu o zi înainte de ședință, veniți, întrebați, neapărat în ședință ordinară sau extraordinară, stăm să dezbatem. Deci astea pot fi întrebate și aduse la ședință prealabil. Da, deci se țin de informări, eu mă referam. Da. Altcineva care vrea să mai scrie, să mai comentez, are ceva de spus la subiectul... Dacă nu sunt primul la loc. Acum ați întreb comisii. Da. Da. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Să punem la vot pentru comisiile au fost la votul favorabil. Să punem la vot întreb. Cine pentru? Da? Abțineri? Împotrivă? Trecem la diverse. Dacă cineva diverse. Are dacă aveți, discuții la diverse. Probleme stringente, legate de pandemie. Dacă nu, domnul Dumnezeu este de ședința. Mulțumim.